să se calculeze următoarea sumă. Combinat de 16 luate câte 0, plus combinat de 16 luate câte 2, plus combinat de 16 luate câte 4, plus puncte, puncte, plus combinat de 16 luate câte 16. Se observă că suma dată este suma combinărilor de rang par, 0, 2, 4 până la 16, toate de pentru corespunzătoare pentru n egal cu 16. Pentru rezolvarea acestei probleme, să reamintim mai întâi binomul lui Newton, a plus b la puterea n egal cu sumă pentru k de la 0 la n din combinări de n luate câte k, a la n minus k, b la k. Sau altfel desfășurat, egal cu combinări de n luate câte 0, a la puterea n plus combinări de n luate câte 1, a la putere cu 1 mai mic, a la n minus 1 ori b, plus combinări de n luate câte 2, a la n minus 2 ori b la pătrat, plus și așa mai departe, plus combinări de n luate câte n, a la 0, b la n, a la 0, adică 1. Vom considera două dezvoltări particulare ale acestui binom, și anume să considerăm pentru început a și b amândoi 1. Obținem 1 plus 1, totul la puterea n. Odată efectuăm calculele în interiorul binomului și obținem 2 la puterea n. Iar pe de altă parte vom aplica formula de dezvoltare de mai sus. Vom obține combinări de n luate câte 0 oricine, ori primul 1 la puterea n, care e 1, plus combinări de n luate câte 1, 1 la n minus 1 ori 1, deci din nou rămâne combinări de n luate câte 1, plus combinări de n luate câte 2, plus și așa mai departe combinări de n luate câte n. Deci se observă că suma tuturor coeficienților binomiali, sau dacă doriți ale tuturor combinărilor de n luate câte ceva, este egală cu 2 la n. De asemenea, să mai considerăm și următorul binom, 1 minus 1 totul la puterea n. 1 minus 1 egal cu 0 la puterea n egal cu 0. Care, aplicând formula de mai sus, obținem combinări de n luate câte 1, ori 1 la puterea luate câte 0, mă scuzați, ori 1 la puterea n care e egal cu 1, combinări de n luate câte 1, 1 la n minus 1 ori b, care b cine este? Este minus 1, deci vine minus combinări de n luate câte 1, și procedând în mod analog, plus combinări de n luate câte 2, minus combinări de n luate câte 3, plus puncte, puncte, minus 1 la puterea n, ori combinări de n luate câte n. Deci observăm că această sumă alternată de combinări este egală cu 0. Trecând în cealaltă parte combinările de rang impar, rezultă combinări de n luate câte 1, plus combinări de n luate câte 3, plus și așa mai departe, egal cu combinări de n luate câte 0, plus combinări de n luate câte 2, plus și așa mai departe. Prin urmare, suma combinărilor de rang impar egală cu suma combinărilor de rang par. Cum? Suma celor două cantități, deci dacă aceasta, să zicem, ar fi o cantitate A mare, aceasta o cantitate B mare, cum A plus B egal cu 2 la N, am văzut în identitatea anterioară, ce rezultă de aici? Că avem combinări de N luate câte 1 plus combinări de N luate câte 3 plus și așa mai departe, egal cu combinări de N luate câte 0, plus combinări de N luate câte 2 și așa mai departe, egal cu jumătate din acest 2 la N, adică cu 2 la N minus 1. Prin urmare, suma combinărilor de rang par egală cu suma combinărilor de rang impar și egal cu 2 la N minus 1. Observăm în cazul problemei noastre că N egal cu 16, cum suma combinărilor noastre este o sumă de combinări de rang par, suma noastră va fi egală cu 2 la puterea 16 minus 1, adică 2 la puterea 15.